Operatorii economici ce își desfășoară activitatea în apropierea școlilor și liceelor au intrat în vizorul celor ce asigură siguranța alimentară a cetățenilor. Odată cu aceste magazine au fost controlate și unitățile de alimentație publică de tip fast food. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat 44 de controle, dintre care la 33 de operatori economici s-au găsit abateri privind respectarea legii consumatorului. Mai exact, cea mai frecventă abatere a fost cea a comercializării produselor alimentare expirate. Urmarea acțiunilor de control efectuate au fost constatate abateri de la legislație privind comercializarea produselor cu datele durabilităților minimale depășite sau la unitățile de alimentație publică utilizarea materiilor prime care prezentau datele depășite produse expirate. De asemenea, au fost constatate abateri și privind informarea incorrectă și incompletă a consumatorilor. Pentru abaterile constatate, comisarii au dispus 4 măsuri de interzicere a comercializării și retragerea din circuitul uman pentru 29 de kilograme de produse alimentare, în valoare de 433 de lei, 11 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru 217 kilograme de produse. De asemenea, a fost aplicată o măsură de oprire temporară a prestării serviciului de alimentație publică. În ceea ce privește amenziile, au fost aplicate 38 de sancțiuni, dintre care 29 de amenzi în valoare de 49.800 de lei și 9 avertizmente.